La mănăstirea Sfântul Ilie, paltinul de pe Transfăgărășan, a fost organizată astăzi sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Argeșului și Muncelului. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acesta i-a felicitat pe stareții și starețele din Argeș pentru activitățile desfășurate pe plan administrativ duhovnicesc în toate mănăstirile argeșene. Înalt Preasfințitul Calinic a oferit starețelor și starețelor din Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului distinția eparhială Crucea Basarabă, îndemnându-i să aibă în atenție proiectele începute în fiecare mănăstire care privesc restaurarea bisericilor și a clădirilor conexe, precum și grija față de conduita personalului monahal. Putem fi martori la toate mănăstirile noastre din țară și din lume, dar vorbesc de România, și mănăstirile noastre, mai cum sunt mai modeste, din eparhia Argeșului și Mușelului, la care sfințirile voastre sunteți lumânări și candele aprinse. Lumânările aprinse de veche sunt starețe de mănăstiri, iar candelele nestinse sunt starețele de mănăstiri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile sale, pentru toată binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru tot timpul pașnic pe care ne l-a dat ca să putem lucra, mulțumindu-lui Dumnezeu, clerului și credincioșilor din Sfânta noastră Românie. Mănăstirea care a găzduit acest eveniment cu hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul și Acoperământul Maicii Domnului a fost ridicată în perioada anilor 1994-2015. Noua biserică a fost zidită spre aducerea minte și veșnică pomenire pentru toți lucrătorii care au căzut la datorie construind poate cea mai spectaculoasă șosea din lume, Transfăgărășanul.